Priviți ce transport neobișnuit! Este o combină de recoltat cereale. Să colorăm împreună o combină și să aflăm de ce este nevoie de ea. Carte de colorat. Iată o combina noastră, dar încă nu este vopsită. Fără grijă, îndată o vom colora. Și ne va ajuta creionul verde. Culoarea verde. Iar acum, creionul verde închis. Creionule verde închis, ai multă muncă aici, dar știm că poți. Iată și creionul galben. Ia să vedem care piese vor fi galbene. Minunat! Negru. Creionule negru, ajută-ne să colorăm piesele negre. Oh, este un creion gri. Să folosim culoarea gri pentru roți. Și acesta este creionul gri închis. E fratele celui gri și va termina de colorat roțile. Excelent! Creionul portocaliu are cel mai puțin de lucru. Creionul albastru. Ferestrele le colorăm în albastru. Cât e de frumoasă! Acum combina noastră e colorată. Combina de cereale este una dintre cele mai importante mașini în agricultură. Este o mașină complicată. Combina, în același timp, este și secerătoare, pentru că taie spicele, și treierătoare, pentru că separă semințele din spice și le curăță de pleavă cu un jet de aer. Și le mai și adună într-un buncăr special. Mai mult, combina mărunțește paiele, care apoi cad înapoi pe câmp. Ce mașină utilă este combina agricolă?